Este doliu în lumea muzicală românească. Cornelia Catanga, supranumită Regina Muzicii Lăutărești, a murit în această dimineață la Spitalul Universitar din București. Potrivit unor surse, artista a suferit un stop cardiorespirator. Mai mult, ar fi fost infectată și cu virusul care provoacă COVID-19. Mai multe detalii are reporterul Observator, Adrian Lupușor. Adrian, bun găsit, ascultăm! Am găsit, familia a sunat azi noapte la 112 pentru că artista se simțea foarte rău. Când a ajuns, echipajul medical i-a făcut un test rapid pentru COVID care a ieșit negativ. Cu toate acestea, existau semne că ar putea fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, așa că medicii au decis să o transfere la spital. Doar că artista a refuzat în primă instanță și medicii au avut nevoie de o oră să o convingă. Într-un final, a ajuns în această dimineață la ora 4 la Spitalul Universitar din Capitală și, potrivit unor surse, a intrat în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvată. Potrivit unor surse medicale, radiografia a arătat că avea plămânii extrem de afectați, ceea ce înseamnă că a stat acasă până în ultima clipă. Cornelia Catanga avea 63 de ani și era una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică lăutărească.